Un copil în vârstă de 2 ani a fost transportat marți cu un elicopter smurt din Zalău la un spital din capitală după ce a suferit arsuri grave pe față și pe corp. Pe surse se pare că fetița s-a ars cu lapte fierbinte. Copilul a fost transportat de la Spitalul Județean de Urgență Zalău cu arsuri grave. Dată fiind starea acesteia, medicii au decis să o trimită la București la Spitalul Grigore Alexandrescu. Micuța a suferit arsuri pe aproape 25% din suprafața corpului.